despre raportul Kroll. Anul trecut, termenul pentru al doilea raport Kroll era februarie 2017, suntem în luna martie. Când urmează să ajungă acest raport Kroll și dacă îl veți publica așa cum am văzut în primul caz? Din câte cunosc, din informațiile furnizate de conducerea Băncii Naționale, guvernatorul Băncii Naționale, domnul Cioclea, spunea că lunile aprilie-mai va fi gata raportul Kroll din ceea ce spune echipa Kroll-ului. Mă refer la raportul numărul 2. Problema finalizării sau publicării raportului 2 este legată de faza de arestare sau localizare și arestare a activilor de peste hotare. Trebuie să înțelegem că dacă raportul Kroll 1 a fost pentru o fază de documentare, raportul 2 deja prevede clar identificarea beneficiarilor și identificarea locațiilor, localizarea geografică a activilor și a nimijlocit sechestrarea activilor. Iată de ce trebuie să, cel puțin Kroll-ul spune în felul următor. Este foarte important ca să fie sincronizat momentul în care se dă raportul Kroll 2 și eventual publicat raportul Kroll 2 cu momentul în care sunt arestate peste hotare activele. Ca să nu se întâmple că noi facem public raportul Kroll 2 fără să luăm măsurile de asigurare ca să punem sechestru pe active și activele astfel să despară în alte jurisdicții, să fie vândute sau să nu avem posibilitatea să le recuperăm. Eu personal nu am avut o discuție cu echipa Kroll. L-am rugat pe domnul guvernator în măsura în care este posibil, legal și procedural, să am o discuție. Am înțeles că aș putea să am la sfârșitul lunii martie sau